Chiar dacă nu a fost numit oficial manager al Spitalului Județean și nu a primit avizul Consiliului Județean, Marius Ponoche s-a prezentat la birou de ieri. Astăzi de dimineață acesta a vizitat secțiile unității medicale. Șeful județului nu știe în ce calitate s-a prezentat, pentru că acesta nu a primit aprobarea de care are nevoie ca să ajungă în fruntea spitalului. Nu știu în ce calitate s-a prezentat, că la serviciu se prezintă când vine cu acte în regulă. El trebuie să primească o aprobare potrivit contractului care l-avem cu firma Tetraedru de la Consiliul Județean. Lucrul ăsta nu s-a întâmplat, eu nici nu știu cum l-am arătat, nu l-am văzut. Șeful județului Ion Călinoiu susține că dacă informațiile apărute în presă vor fi confirmate, Ponoche nu are ce să caute în fruntea unității medicale. Voi verifica aceste semnale trase de alarmă și în mod evident, ele fiind, dacă vor fi confirmate, nu poate să primească avizul favorabil. Marius Ioan Ponoche a fost propus de firma Tetraedru să ocupe funcția de manager al Spitalului Județean de Urgență din Târgu Jiu, în locul Nicoletei Manu, care a plecat în urma unui conflict cu medicii unității spitalicești. Ponoche este un personaj controversat care a reușit să externalizeze laboratorul Spitalului Orășenesc Cernavodă, unde a deținut funcția de manager timp de peste un an. Acesta a fost demis din funcție pentru management defectuos. Spitalul din Cernavodă chiar ajunsese în pericol de a fi închis, pentru că nu putea asigura analizele medicale.